Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Educația despre eficiența energetică, o realitate în contextul Fit for 55. Domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor deputați, stimați colegi, stabilitatea, dezvoltarea și prosperitatea unei națiuni sunt strict legate de nivelul de educație al cetățenilor săi. În contextul decarbonării și a măsurilor de eficiență energetică prevăzute de către Directiva Europeană și dat fiind țintele ambițioase care se doresc a fi atinse până în 2050, un rol important îl are educația tinerei generații în sensul utilizării clădirilor ce au fost renovate la standarde NZEB. Obiectivul de eficiență se poate atinge prin măsuri și investiții în tehnologie, educație, management și obiceiuri de consum. Măsurile de eficiență energetică nu înseamnă doar economii în buget, ci și o atitudine responsabilă pentru folosirea eficientă a resurselor. Din acest motiv, apreciez că educația în școli, prin măsuri de eficiență energetică, ar trebui să capete o atenție tot mai mare. Întotdeauna voi promova bunele practici și cred cu tărie că generațiile tinere pot înțelege pe deplin nevoia de a proteja mediul înconjurător. Opțiunile sunt numeroase, iar pentru a se interveni asupra programei școlare există voluntariatele, procese instructive, precum și workshop-uri sau tabere în genere activități extrașcolare. Un asemenea eveniment se va desfășura aici, în Parlamentul României, în perioada 1-2 martie, având în prim plan copiii din ciclul gimnazial, lucrările constând în machete, picturi, realizate de către copiii școlilor înscrise în concurs, ne vor arăta cum înțeleg aceștia conceptul de eficiență energetică și vor fi expuse timp de 2 zile în Parlamentul României, în cadrul expoziției Și eu pot fi retrofit, organizat de către Comisia pentru Industrie și Servicii, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6. Cu siguranță, acest exercițiu va fi unul benefic pentru noi toți și va demonstra importanța educației în școli în ceea ce privește eficiența energetică. Și de această dată, colaborarea reprezintă cheia pentru soluțiile de impact. Serviciul public de educație trebuie să mențină o colaborare strânsă cu sectorul economic și asociativ. Școala sprijină și consolidează mesajul pentru eficiența clădirilor, consumul redus de energie, atitudine corectă față de mediu și transmite prin intermediul copiilor către întreaga familie un mesaj de responsabilizare și cooperare în acest sens. Salut efortul copiilor din școlile înscrise în concurs, care își vor să își pune lucrările. Acest efort presupune o muncă de echipă, documentare și informare primită de la coordonatorii de proiect, precum și de la dascălii care i-au îndrumat. Cred că această expoziție poate deveni emblematică în contextul politic actual și sunt ferm convinsă că toți copiii pot imagina proiecte de construcție și renovare. Este adevărat, copiii din Ucraina sunt acum condamnați să plece din țara lor, dar îmi exprim încrederea că se vor întoarce în patria lor dragă și se vor gândi la cele mai frumoase proiecte de reconstrucție a clădirilor distruse, căci ei sunt viitorul națiunii și speranța într-un viitor european pentru țara lor. Sper că într-un viitor apropiat, copiii noștri din școlile bucureștene se expună la Parlament, împreună cu colegii de vârsta lor din Ucraina, cele mai frumoase proiecte de eficiență energetică. Educația este viitorul fiecarei națiuni și politica fiecărui stat trebuie să reflecte această grijă pentru un parcurs normal, echilibrat, european. Vă mulțumesc, Oana Uzmăn, deputat București.